Bună seara și bine v-am regăsit la Observatorul Prahovean Live, alături de mine domnul Mircea Geoană, candidat independent la președinția României. Bine ați venit, domnule Geoană. Bună seara. Fac precizarea că este o emisiune de dezbatere electorală. Începem direct. De ce românii credeți că ar trebui să voteze un independent și de ce pe dumneavoastră? Vă întreb lucrul acesta dintr-un motiv foarte simplu. Fiecare mare partid, nu e nevoie să le nominalizăm, se bazează pe aparatul propriu de scos oamenii la vot. Cum puteți să luptați cu mașinăria de vot a partidelor mari? Răspunsul este simplu. Am încercat variantele clasice în ultimii 35 de ani. Am avut candidați ai unor partide, care au ajuns președinți. La Cotroceni au rămas liderii de partid și nu conducătorul neutru și deasupra partidelor pe care Constituția îl cere. Și dacă tot n-a mers bine timp de 35 de ani, hai să încercăm ceva diferit. Nu este ușor, calea pe care am ales-o eu și cei care mă susțin, nu este ușoară, pentru că, într-adevăr, bătălia este inegală, au și mulți bani, au și mașinării, au și de multe ori răutate împotriva cuiva care încearcă să le strice puțin apele. Dar zic că merită încercat. Și cred că și pentru noi ca români și ca națiune și ca popor și acasă și în diasporă, haideți să vedem cine până la urmă are ultimul cuvânt. Mașinăria de partid sau voința populară? Banii de la buget sau dorința sinceră a oamenilor să schimbe ceva în România? De ce eu? Asta e un lucru pe care fiecare trebuie să-l judece. Eu cred că, departe de a fi perfect, am și eu tele mele mai slabe, ca noi toți, unele mai puternice, am făcut și greșeli, sper că am învățat din ele. Este că dacă te uiți la candidații de acum, cei 3-4 candidați, principal să le spunem, dacă te uiți la nivelul de fișa postului pentru președinte, competență, experiență, expunere internațională, limbi străine, contacte, echilibru, cred că dacă ne uităm, dacă m-aș compara cu profilul ideal de președinte, probabil că nu m-aș califica, dacă mă uit cu cei care concurează astăzi, cred că sunt cel mai bine pregătit să conduc România. Dar revenind la mașinăria de vot, mai ales în mediul rural, este, cred că, foarte greu pentru dumneavoastră în a ajunge în zona asta rurală, acolo unde, din păcate aș putea spune, dar e părerea mea personală, primarii au o foarte mare influență asupra oamenilor. Încă o mai au. Și cum ruralul deține o pondere destul de importantă în bazinul electoral, practic dumneavoastră intrați în această bătălie cu un handicap major, din punctul meu de vedere. Cum credeți că veți contrabalansa acest, să spunem, dezavantaj pe care îl aveți? Neavând primari care să scoată oamenii la vot. Sper că lucrurile s-au mai schimbat în bine în România. Cred că și primarii care tocmai au avut alegeri, cred că și dânsii până la urmă se uită la cel care va fi președintele României și nu cred că instrucțiunea de partid mai are azi aceeași influență ca pe vremuri. În al doilea rând, am vorbit cu foarte mulți primari din toată țara, și din mediul rural, și din orașe mici, și din orașele mai mari. Îmi spun tot mai mult că cetățenii refuză să le mai spună cineva cum să voteze. Dacă la alegerea pentru primar, evident că primarul, echipa lui, familia lui, neamurile lui, se implică pentru că e vorba de o alegere personală, îl aleg pe gospodarul satului meu. Când e vorba de alegerile naționale, mai ales cele pentru președinte, oamenii spun, domnul primar, vă rog, lăsați-ne în pace. Mulți spun că nu se mai duc la oameni atât de mult. Poate că unii încă sunt pe stil vechi, probabil că da, sper să fie suficient de mică această cantitate, ca pe ansamblul voturilor pe care sper să le obțin, acest lucru să fie atenuat. Cred că și o parte din acești votanți care sunt în mediul rural, poate mai în vârstă, au votat pentru mine în 2009. Și cred că pentru o parte din dânsii, revenirea mea și șansa de a câștiga președinția este și o formă de revanșă pe care cred că cu toții resimțim lucrurile care s-au întâmplat. Nu sunt un om necunoscut pentru dânsii. Nu vine cineva totalmente parașutat de la NATO. Sunt omul care am fost alături de ei, omul care am făcut campanie alături de ei. Și al treilea rând, am și foarte mulți prieteni în partide, dincolo de asta. Și ei judecă. Și ei judecă. Oricât de disciplinat ar fi un partid, și e normal să fie disciplinat. Și ei știu că e o diferență de calibru între mine și candidații partidului lor. Și mai sunt și alții, a treia categorie, nu puțină, care se gândesc cine va fi șeful partidului lor după ce își rupe gâtul actualul lider într-o campanie prezidențială. Deci e mai...
E mai complex un pic decât dumneavoastră stereotipul. Dumneavoastră veniți cu o viziune, să spunem, occidentală, de om cu viziune, strategie și așa mai departe. Dar cum poate candidatul Joana, independent, să se lupte cu următorul slogan? V-am majorat salariile, v-am majorat pensiile. E o competiție între ceilalți doi contracandidați care se află încă la putere, se ceartă între ei care a majorat lefurile, care a dat mai mulți bani la pensii și așa mai departe. Dar cum poate Mircea Joană să lupte cu astfel de politică? Răspunsul e foarte bine că au încercat să mărească pensiile și salariile. Sunt prea mici și prea multă lume se zbate la limita sărăciei. Foarte bine că au încercat să o facă. Problema este că gestionăm prost economia, foarte prost economia, cu deficite mari, cu dobânzi mari, cu inflație mare. Inflația înseamnă că din aceiași 100, 200, 300 de lei obținuți în plus prin aceste majorări, tu de fapt pierzi, pentru că tu cumperi mai puține produse și servicii din acei bani. Este și un sentiment foarte, foarte puternic de incompetență, de nepotism. Un sentiment că banii se risipesc, că oamenii ăștia una zic și alta fac. Deci, da, sunt câteva lucruri pe care le-au făcut și evident că mizează pe ele și le comunică ca atare. E normal, e campanie, e firesc. Dar pensionarii se întreabă, nu cumva banii pe care îi luăm acum nu mai pot fi plătiți la anul, pentru că și dânsii știu că economia asta se crape. Decizia de azi a Curții Constituționale, în care o decizie totalmente croită, cum să spun, alandala, necompetent, în care trebuie să se dea înapoi companiilor de energie suprataxa aplicată acum 2 ani de zile, va face ca deficitul să fie la 10%. Este o lovitură fantastică pentru buget. Clar. E brutal. Mâine, pe mine, ne putem trezi dacă vom continua cu aceiași oameni și Doamne ferește de o combinație Ciolacu-Simion care funcționează, te trezim la anul ca și din nou în genunchi la FMI. Și cu toții ținem minte 2010. Am mai văzut filmul ăsta, din păcate, și a fost foarte prost pentru foarte mulți. Și sper să nu fie cineva care să aducă vești proaste, dar spun că între puține lucruri care le-au făcut bine, și câteva le-au făcut bine, și e bine că le-au făcut, și multe lucruri pe care le fac prost, că dacă tragi o linie și pui în balanță, cred că lucrurile făcute prost atârnă mai greu. Domnule Joană, ați fost atacat. Poate sunteți cel mai atacat candidat la prezidențiale, da? Spion rus, ferme de troli, nu știu, multe, multe, foarte multe. De ce nu reacționați și dumneavoastră pe măsura atacurilor care sunt îndreptate în fața împotriva dumneavoastră? Evident că reacționăm și sunt minciuni sfruntate, încearcă să decredibilizeze punctele forte. Am fost la NATO 5 ani, e Rusia. Mâine poimine spun că sunt spionul chinezilor sau marțienilor. Problema este că au și o mașinărie de presă, foarte mulți bani, și într-un fel au anesteziat presa tradițională, au anesteziat-o. Iar în online, având atât de mulți bani, bagă atât de mulți bani încât de mult răspunsul nostru nu e atât de vizibil pe cât ar trebui să fie. Dar pe de altă parte să știți că și, uitați-vă și la Trump acum și la alegerile americane, au tras în el cu toate munițiile și într-un fel asta l-a făcut, într-un fel, un fel de victimizare, un fel de reacție. Adică, stai un pic, una e să dai în campanie într-un contracandidat, alta e ca toată lumea să se tabere pe mine și să spună, domne, până la urmă, românul cu cea mai înaltă funcție pentru România vreodată devine brusc un personaj care la NATO era grozav și în România nu mai este bun. Deci sper din inimă că aceste atacuri să nu producă un efect mai mare decât ar trebui să fie și cred că la un moment dat lumea trebuie să se întrebe pe cine vrem să punem președinte. Și chiar îi rog un pic să uite cum îl cheamă, ce față are X, Y sau Z. Să gândească, domne, dacă eu mi-aș da soarta mea, a copiilor mei, economia mea, pensia mea, salariul meu, viitorul meu, pe mâna cui aș da-o într-o astfel de perioadă? În care lumea se schimbă, în care economia stă să crape, în care rușii revin în forță în regiunea noastră. Uitați-vă cât de greu i-a fost Maia Sandu să câștige. Și uitați în Georgia, că s-a dus în partea cealaltă. De aceea cred că dacă ne uităm puțin dincolo de patima politică și de preferințele subiective pentru cineva, eu nu cred că până la urmă lumea va vota rațional, un vot util și mai ales în primul tur, pentru că se joacă, de fapt, finala se joacă în turul întâi. Niciodată în acești 35 de ani, un independent, autentic, n-a avut șanse să câștige președinția, sunt primul și sunt mândru de acest lucru. Și doi, pentru prima dată, finala se joacă în turul întâi. De ce? Pentru că în orice formulă, Ciolacu, Simion, care sunt azi pe primele două locuri, după aia eu, dacă oricare din cei doi intră, finala este mult mai previzibilă. Ciolacu, Simion, probabil Ciolacu, eu cu oricare dintre ei, foarte probabil eu. De aceea veniți la vot în primul tur,
Nu lăsați finala să se ducă la finală, că finala poate să fie prea târziu pentru viitorul acestei. Ați făcut un apel la ceilalți contracandidați, mai puțin evident la Ciolacu și Simion, să înceteze atacurile împotriva dumneavoastră. Vorbeați de un fenomen de canibalizare. Cât timp cei de dreapta se ceartă cu ghilmele de rigoare între ei, nu au de câștigat decât ceilalți, nu? Adică nu e logic lucrul ăsta? Ghilmele de rigoare sunt la dreapta, că nu prea... Da, nu prea mă rog, hai să spunem... BNL-ul e, să zic, mai la, un pic la stânga axului median politic, iar dacă te uiți un pic la USR, ei sunt de fapt Kamala de câmpul lung. Este din filmul Kamala Harris din America. Ăștia sunt ei. Și n-am nimica cu dânsii, am foarte mulți prieteni în USR, dar ideea că sunt de dreapta când au idei de stânga totale, mi se pare cel puțin bizar. Ce se întâmplă? Eu am făcut un apel la propriul interes al dânșilor. Nu am făcut un apel nici la altceva decât să le spun, măi oameni buni, uitați-vă un pic la ce variantă avem în față. Avem o variantă în care lui Ciolacu e și schema de a intra în turul 2 cu Simion, cel puțin astăzi. Consecințele acestei înțelegeri, dacă se întâmplă asta, vor fi catastrofale pentru partidele voastre, pentru că intră Simion în turul 2 cu un aur deja la 20%, se duce probabil la 30%, mai vine și șoșoacă înapoi revanșardă și victimizată. În partea altă, PSD-ul, ca și după finala Iliescu-Vadim, se face la 40% și voi veți fi acolo, PNL și USR, două partide totalmente strivite între două blocuri extrem de puternice și extrem de dure în fiecare în felul său. Și zic, băi, trageți în mine cât vreți, sunt singurul cu șansă să merg în turul 2, singurul care am șansă să-l bat pe Ciolacu în turul 2, niciun din cei doi, nici Ciucă e la 8-9%, nu intră în niciun calcul, dar și nici la Sconi. Ciolacu o bate pe Lasconi în turul 2, pe orice sondaj serios. Și atunci fac un apel la instinctul lor de supraviețuire politică. Eu înțeleg patima asta electorală, dar există o zi după 24 noiembrie, mai există o săptămână în care sunt parlamentarele și cred că fac o greșeală tactică severă, încercând practic să recupereze voturi de la mine, dar de fapt sunt voturi pentru Ciolacu și pentru Simion. Apropo de sondaje, sunt tot felul de aruncate pe piață, tot felul de sondaje mai mult sau mai puțin credibile. Știți cum spune, Donald Trump? Follow the money. Vezi cine plătește sondajul și vezi cine îl măsluiește. Deci n-am văzut așa ceva. O astfel de, cum să zic, de aproape, cum să zic, lipsă de deontologie profesională de cei care acceptă și cei care plătesc, cum să-i spui de la... Așa au făcut și la locale. PNL-ul a făcut. Noi avem un exemplu aici, când fostul primar care a pierdut alegerile era creditat cu ghilmele de goare la 40%. A luat în Sebastian Burduja din partea PNL la alegerile pentru București, acum câteva luni de zile, avea 27% cred în sondajele PNL și a făcut 7%. Domnul Ciucă-l dă cu 18%, are 8-9%, asta e adevărul. Bun. Este doar o formă de manipulare a electoratului și de, eu știu, poate de a lovi în cei care sunt nehotărâți și care cred că, eu știu, anumiți candidați n-au nicio șansă, având în vedere aceste sondaje cu ghilmele de rigoare. Sunt și sondaje mai serioase care apar și care evident toată lumea le știe. Deci își fură singur căciula. Pentru că în ziua votului lumea nu se duce după sondaj, se duce după preferința electorală, absolut, pe cine vor să voteze. Deci o să aibă surprize foarte severe și de asta le-am și spus, mai gândiți-vă foarte, foarte serios, pentru că strategia voastră este o strategie de două ori perdantă, unul că nu intrați în turul 2 și pierdeți, doi vă distruge și partidele la parlamentare. Și cred că cine are puțină înțelegere a consecințelor înțelegerii Ciolacu-Simion arată că votul util, singurul vot care face sens, este pentru mine. Inclusiv Cristian Diaconescu, cu care am lucrat ani de zile. Și el, votul pe Diaconescu este un vot irosit. N-ajută la nimic. Efectiv, e un vot pentru Ciolacu și pentru Simion. Și de aceea cred că în clipa de față suntem în fața unei bifurcații gigantice pentru viitorul României. Și vă spun că dacă ar fi fost vremuri calme, aș fi să spun, vom rezista noi și cu corupții și cu extremiștii, nu? Ok. Dar dacă avem ce se întâmplă în jurul nostru, vine președintele Trump, pe care îl cunosc, care știu cum lucrează, va veni foarte, foarte energic pe scena internațională. Vin lucruri legate de economie, vin lucruri legate de faptul că deficitul nostru cu plata înapoi, după decizia Curții Constituționale la firme de energie, va fi 10% deficit.
Asta înseamnă că la o adiere de vânt neplăcută de la anul, ne ducem de-a berbeleacul exact ca în 2010. Ăstea sunt vremuri complicate, oameni buni. Și dacă vrem în vremuri complicate să dăm mâna, țara pe mâna unuia care ia meditații, păi la Cotroceni se iau meditații? La Cotroceni se ia diplomă de universitate ecologică? La Cotroceni se merge fără să dai să știi o limbă străină, să zrub mâinile când comunici cu interlocutorul? Păi ăsta e timp să pui acolo niște nepricepuși și niște novici în ale politicii? Nu cred că lumea este dispusă, indiferent de preferințele sale, să dea țara asta pe mâna oricui. Iar în clipa de față, riscul să dăm țara pe mâna oricui și a unora chiar periculoși este foarte mare. Dacă mai aud de premier Bolojan, că am văzut că mai e un pic și plimbat ca Sfintele Moaște, toți îl îmbrățișează și toți îl proclamă. Toți îl pun în vitrină. Aveți și un Bolojan al dumneavoastră? Și nimeni nu dorește de fapt. Deci asta este de fapt, cum să spun, partea penibilă a acestui exercițiu. Evident că dacă Ciolacu câștigă președinția, partidul pe care îl conduce va avea 40% și până de la PSD premier. De ce să pună din altă parte? Cine te obligă? Păi 10% faci cu Simion, fie pe față, fie pe verso, ți-ai făcut primit, ce să dea altcuiva? Lasconi. Păi cum să câștigi președinția? Nu va câștiga niciodată. Teoretic. Cum să dai tu la PNL primul ministru când partidul tău abia așteaptă. Iar Nicolae Ciucă, Bolojan este ultimul om care i-ar da putere pentru că e principalul lui contracandidat la șefia PNL. Hai să fim serioși. Domnul Bolojan e un timp mai mult decât respectabil, pentru că e singurul liberal din actuala conducere de la PNL. Dar v-ați gândit la un nume pe care căruia să-i încredințați, să spunem așa, misiunea de a forma guvernul în cazul în care dumneavoastră veți câștiga? Vă spun unul este totalmente lipsit de minim respect față de alegători. Că aceste partide care se duc la parlamentare, nu la prezidențiale. Deci ei se duc și la parlamentare, la o săptămână după prezidențiale, da? Ok. Asta înseamnă că programul lor de guvernare, propunerea pentru România, pentru a guverna România, care este la parlamentare, nu la prezidențiale, a guverna România, nu a conduce România, ar trebui să aibă un vârf de lance care să spună PSD-ul. Acest program va fi dus la bun sfârșit de premierul X de la PSD. Doamna Lasconi, da. Acest va fi dus de domnul Cutărică de la USR, la fel și cu liberalii. Deci, la mine lucrurile sunt foarte, foarte simple. Aștept rezultatul alegerilor parlamentare, vedem ce majorități se pot degaja. Președinte nu e obligat să dea cuiva formarea guvernului. Respectuos față de votul oamenilor, evident, dar nimeni nu face 50%. Și atunci încep cele două criterii complementare, dacă vreți, care se suprapun pe cel al voturilor. Unu, competență. Vreau să văd niște oameni competenți. Dacă PNL-ul, USR-ul, PSD-ul îmi propun oameni competenți ca prim-ministru, voi fi primul care voi spune da. Voi fi încântat să lucrez în echipă cu oameni competenți. Și a treia chestiune, care este importantă, cum compatibilizăm programul dânșilor de guvernare, pe care și-l scriu și pe care și-l votează, oamenii votează pentru ei, cu angajamentul meu pentru România, pe care votează 5, 6, 7 milioane de români, dacă voi câștiga. Și atunci spunem, domnilor, ce aveți dumneavoastră în program și am și eu în angajamentul meu. Ne înțelegem că astea 3-4 lucruri, depolitizăm întreprinderile de stat, digitalizăm serviciile publice ale administrației statului, să nu mai stea lumea cocoșată pe la ghișee și să fie bagiocorită de nu știu ce funcționar. Depolitizăm educația și sănătatea? Încetăm să mai numim director de spitale pe algoritm politic pentru numele lui Dumnezeu, că parcă suntem singura țară care efectiv nu are niciun fel de sens. Și aceste lucruri le vom stabili împreună, stabilim criterii de performanță pentru fiecare dintre ele, facem asta de aici până aici, când digitalizăm ANAF-ul, când terminăm cu pacientul, cu registrul electronic al pacientului, când cadastrăm țara, când facem lucrurile astea împreună. Excludeți o variantă în care cele, nu știu, dacă vor fi 3-4 partide, să spunem, parlamentare, să faceți un guvern care să includă mai mult de două partide, să spunem, astfel încât guvernarea să fie una stabilă, apropo de ceea ce se întâmplă? Nicio guvernare nu este instabilă. Când eram în guvern, pe vremea PSD-ului, am guvernat minoritar 4 ani de zile, liniștiți. Dacă președintele este calm și un adevărat partener al guvernul ăla poate să stea liniștit chiar și un mandat întreg. Eu cred că am exagerat puțin. Am schimbat 10 prim-ministri în 10 ani cu actualul președinte, am schimbat 10 și 10 de miniștri ai educației, sănătății. Eu aș vrea un pic de echipă competentă pe care să o las puțin să și lucreze. Dacă fac prostii, dacă se întâmplă, Doamne ferește, o criză importantă, atunci intervine o nevoie politică să mai schimb puțin garnitura.
Eu sunt destul de optimist aici, pentru că eu cunosc aceste partide și mai sunt oameni buni în aceste partide. Și în PSD sunt foarte mulți oameni buni, bărbați și femei de bună, bună calitate, la PNL, la USR, mulți oameni foarte buni. Mai sunt profesioniști pe care i-am putea atrage. Astăzi nu văd, dacă mă uit, de exemplu, ministrul de finanțe foarte bun. Nu-l aleg eu. Primul ministru își face echipa. Absolut. Dar am să-l rog, domne, uite de ce se întâmplă. Cine se duce? Dacă aș fi avut-o înapoi pe Anca Dragu și aș fi putut eu să fac treaba asta, să-i spun, măi Anca, vino înapoi de la Chișinău, de la Banca Centrală a Republicii Moldova, vino și ajută-ne la finanțe. Ai fost la femei, știi să ne păzești de femei. Adică, da. Atenție să nu intrăm din nou în buclucul de acum. Am ajuns la finalul emisiunii, 15. Domnule Joana, un mesaj pentru cei care vor ieși din case în primul tur. Spuneați dumneavoastră că adevărata finală se joacă în primul tur, pentru că în turul al doilea s-ar putea să fie prea târziu. Doar să le spun că efectiv sunt cele mai importante alegeri prezidențiale din ultimii 35 de ani. Se închide un ciclu de istorie care a început căderea comunismului și care acum începe unul nou. Nu cu Donald Trump. Cu războiul din Ucraina, cu războiul din Orientul Mijlociu, se schimbă lumea. Tehnologie, economie, se schimbă. Și atunci, la început de drum, noi nu alegem doar un președinte. Și ăsta e mesajul meu pentru prahoveni, pentru ploieșteni și pentru români și românce în general. Este drumul pe care îl alegem pentru România. Pentru că prin persoana pe care o alegem ca lider al națiunii române, de fapt alegem un drum. Și astăzi este bifurcația de care vorbeam puțin mai devreme. O putem lua pe un drum care, dacă vrem să luăm cu corupție și cu extremism și cu inflație foarte mare, îl luăm, dar vom plăti consecințe decenii de acum încolo, sau luăm un drum în care reușim să punem țara asta în valoare, să ne punem teritoriul în valoare, să fim într-adevăr o țară puternică, respectată, și asta cred că pot să aduc eu. Deci veniți la acest vot pentru că este un vot crucial pentru viitorul acestei țări. Știu că toți politicienii spun că alegerile pe care le propun sunt cele mai importante, dar la modul cel mai serios. Cel mai serios, pentru cei în vârstă și pentru cei tineri. Pentru cei de la oraș și pentru cei de la sat, pentru cei de acasă și din diaspora. Veniți la vot. Votați cu cine credeți dumneavoastră. Dar veniți și alegeți-vă singuri viitorul. Nu mașinăria de partid, nu o minoritate dintre concetățenii noștri. Veniți în mod rațional și decisiv și sper util, alegeți-vă liderul, pentru că acela va deschide calea pe care va merge România pentru 10, 20, 30, 50 de ani. Din nou, este o bifurcație a istoriei națiunii noastre și sper din inimă ca acești următoare decenii să fie unele bune pentru România, unele care să ne aducă prosperitate, respect, influență, să vină și copiii acasă din diaspora. Putem să facem lucruri incredibil de mari împreună. Cu o singură condiție, să ne unim și să putem să alegem oamenii cei mai competenți care să conducă națiunea. Vă mulțumesc și vă doresc succes!